Salutare! Ce observăm noi aici? Bineînțeles, ploaie. În sfârșit plouă și aici la noi, în Vrancea. Bunul Dumnezeu a dat în sfârșit, după aproximativ o lună de zile, ploaie și aici în zona, pentru că era prăpăd, o secetă, a crăpat pământul, așa cum v-am arătat în clipuri. Această ploaie este aur curat pentru grădină, toate plantele, natură în primul rând. Le-a dat viață. De vreo jumătate de oră plouă așa curat, fără tunete, fără fulgere. Ploaie curată, cum spun eu. Și văd că se menține. Să vedeți acum, după această ploaie, cum o iau toate din loc. Chiar dacă le uzi zilnic, cu ploaia nu se compară. Ploaia se duce uniform peste tot. Se simte acel miros de pământ amestecat cu strop de ploaie. Sunetul ploii. O repet din nou, sunt extrem de bucuros că plouă. Dă viață la tot. Ploaia este foarte benefică pentru tot din jurul nostru. Vă salut și îmi doresc și la voi să plouă, pentru că ploaia pentru natură este aur curat. Din ce în ce mai tare, curată, asta contează cel mai mult. Sunetul unic al ploii, de când îl așteptam să-l aud. Fără ploaie, fără apă, nu e viață. Atunci când plouă, ploaia te scutește de muncă, în primul rând. Economisești la factură, factura de apă, dacă nu mai uzi. Și totul este în câștig, totul e pe plus. Atât pentru noi, cât și pentru plante. Am revenit după 2 ore. Ploaia nu se oprește deloc. Asta mă bucură enorm și, după câte am constatat, e de durată, o să dureze mult. Am revenit fix după 3 ore. Plouă torențial. Mult așteptată de toată lumea.